Bun găsit! În câteva momente vedem spectacolul Un timbru rar. Este o montare din 1981 în regia lui Constantin Dinischiotu. O distribuție de zile mari: Carmen Sănescu, Mircea Șeptilici, Demre Dulescu, Silviu Stănculescu, Rodica Mandac, Ion Marinescu, Adriana Șchiopu. Credeți-mă, actori unul și unul și încă nu vi-am spus pe toți. Alături de mine în studioul din Molière, doamna Rodica Mandac, e o plăcere. Mulțumesc că sunteți aici. Eu vă mulțumesc. Sunteți parte din istoria Teatrului Național de Televiziune. Mă bucur că încă există oameni care au scris aceste pagini de istorie și care au atâtea amintiri frumoase pe care ni le pot dezvălui și nouă. Și vă amintiți primul spectacol de teatru TV la care ați participat? Am fost într-o perioadă de început a televiziunii, totuși, chiar dacă era după 10-15 ani, dar era de început și totul era sub o umbrelă de mare seriozitate. Fiecare piesă de teatru era un eveniment. Noi, actorii, parcă primeam un premiu foarte mare în clipa când eram aleși pentru un rol într-o piesă la televiziune. Mi-am adus aminte puțin mai devreme de o piesă a lui Alexandru Mirodan, Ziariștii, o piesă care făcuse istorie deja, pentru că jucase Radu Beligan, și în rolul principal ieșise un spectacol absolut extraordinar. Era un autor foarte bun și scria partiturile actoricești cu talent și cu mare generozitate. Noi eram foarte tineri, dar actorii care, chiar și cei tineri, adică Dinică, Moraru, Rauțchi, Cozor, adică erau niște actori atât de mari încât stăteai la imprimare și trăiai o bucurie intelectuală pe care rar am mai întâlnit-o după aceea. Aș vrea să rămânem în zona asta despre care îmi spuneți, de entuziasm, de bucurie, de seriozitate, de profesionalism. Spuneți-mi cum s-a întâmplat. Cineva vă suna și vă spunea: ați fost distribuită, Rodica Mandache, ai fost distribuită în rolul cutare. Cum se întâmplau lucrurile după aia? După aceea, în afara faptului că trăiai o bucurie ca și cum fusese cerută de nevastă, adică era o bucurie așa de mare și mergeam pe stradă și spuneam: uite, eu vreau să spun la toată lumea că eu am să joc la televiziune într-o piesă. Sigur că eram foarte mici. Eu cu Gonța jucam tinerii din piesă. Dar jucam cu Marie Moraru, care era socotit atunci, abia terminase institutul și era socotit un actor de comedie. Ori el juca aici un rol, chiar dacă avea din când în când străluciri așa comice, dar era un rol de om foarte important și foarte serios. Și eu trebuia să fiu îndrăgostită de el. Și stăteam și mă gândeam, cum o să fiu eu? Că el... Eram învățată cu Ianche, din Tache Ianche și Cadâr. Eram învățată cu roluri în care râdeam de neprăpădeam dacă îl vedeam jucând. Și chiar m-am îndrăgostit de el, pentru că rolul pe care l-a făcut avea așa un parfum de bărbat obosit, foarte proteguitor, care nu vedea totul în jur, dar vedea mai bine decât ceilalți. Pur și simplu m-am îndrăgostit de el atunci. Trăiam ceva așa de frumos. Sigur că ți se făcea curte și tu credeai că chiar ești eternul feminin. Nu era așa, dar toată lumea făcea câte o declarație și țin minte declarațiile de dragoste a tuturor. Era așa un fel de joc, știi? Nu e, era un fel de joc în prelungirea repetițiilor, în prelungirea atmosferei de la imprimare și fiecare, volens, nolens, nu știu dacă ne dădeam seama, dar făceam toate lucrurile frumoase de pe pământ, unul pentru celălalt. N-am întâlnit niciodată un actor și, de fapt, mi s-a întâmplat rar să întâlnesc oameni, indiferent de profesie, oameni care să fie atât de crânceni în judecată, cum sunteți dumneavoastră, în ceea ce vă privește, față de propria persoană. Și ați vorbit în foarte multe interviuri despre lucrurile pe care le-ați făcut bine, despre lucrurile pe care le-ați făcut mai puțin bine. Foarte rar se întâmplă ca un om să fie atât de
corect față de sine însuși. N-am știut că cineva contorizează toate interviurile astea și nici nu știu că am fost așa. Poate că vine dintr-un noroc al structurii actoricești. Atâta vreme cât ai sinceritatea asta în a te cântări, a te analiza, poate că rămâne neatinsă partea aceea bună, candoarea, curățenia, puritatea. Poate că din cauza asta, nu știu dacă m-am gândit să fiu dură. Cu siguranță un actor e bun atunci când joacă cu acoperire, așa se spune în limba noastră de culise. Eu am avut șansa așa să joc cu actori foarte mari, cu George Constantin, cu Mihăilescu Brăila, cu Gina Patrichi, cu Mariana Mihuț, cu Valeria Seciu, cu Ovidiu Iuliu Moldovan, cu Ugășanu, care au fost, pe unii erau mai mari, Irina Răchițeanu, și alții erau aproape de vârsta mea. Dar toți erau atât de buni actori, încât fără să vrei, deveneai clar admiratorul lor, dar deveneai foarte dur în a te controla și a te cântări în valoarea ta, ca să ajungi la fel de bun ca cel pe care era până foarte la urmă, sus. Oamenii și-a te ridicat. Am jucat cu Florin Piersic. Florin Piersic este un actor făcut dintr-un aluat de semizei. El nu este făcut dintr-un aluat obișnuit. Și din cauza asta, ca să ții pasul cu el, trebuie să găsești în tine ceva ce el poate să admire. Jucând cu el, trebuia să te transformi într-o fiară în care să găsești partea lui slabă, ca să te admire și în clipa aceea să-ți facă loc și ție lângă strălucirea foarte înaltă pe care o avea el. Și el avea o strălucire înaltă nu numai din cauza talentului și nu numai din cauza strălucirii de vedetă. Este și foarte inteligent și un om extrem de generos. Extrem de generos. Rar am întâlnit pe cineva atât de generos. Dacă mă gândesc, pentru că acum desigur vă gândiți la Visul unei nopți de iarnă și vă gândiți la personajul care v-a adus atâta iubire din partea tuturor, la Doruleț. Dan Necșulea, colegul meu, ne-a distribuit pe amândoi în această piesă frumoasă, foarte frumoasă, de care toată lumea se apropie foarte ușor, pentru că ea este o piesă bulevardieră. E o poveste. Dar ea este o piesă cumplit de grea și trebuie să existe foarte bine fizicul amploului acelor doi actori ca să poată să ajungă unde a vrut Mușatescu să ajungă ei. Încercăm în perioada aceasta în care sărbătorim 60 de ani de Teatru Național de Televiziune să-i aducem înapoi în televiziunea română pe oamenii care au scris istorie și să le spunem mulțumesc din partea tuturor telespectatorilor și a spectatorilor. Eu vă mulțumesc în numele lor. Să știți că și generația tânără de actori tineri este la fel de extraordinară și strălucitoare ca și cei care, despre care vorbiți că au făcut istorie. Mulțumesc tare mult! Și eu! Vedem un timp rar în continuare, doamnelor și domnilor, deci Teatrul Național de Televiziune.